Este foarte important când intervine uh, seceta. Uh, încercăm noi, stațiunea de cercetare, să ne încadrăm în termenele și în uh, uh, epocile optime de semănat. Noi am fost primii care am dat startul la semănat pe terenurile noastre situate pe Oateu Dăbuleni, Amărăști, Mărăști Daneți și uh, am fost foarte mulțumiți că am fost producția a fost semănatul a, uh, și răsăritul au uh, decurs foarte bine, însă schimbările climatice care sunt o realitate a noastră în prezent uh, schimbă un pic lucrurile. Cei care anul acesta, cei care au semănat mai târziu uh, au avut poate mai puțin de suferit decât culturile noastre semănate în epoca optimă. De aceea, noi ne-am propus să reluăm cercetarea în ceea ce privește epoca optimă, pentru că lucrurile se schimbă, se schimbă de la un an la altul, schimbările fiind dictate de condițiile climatice. Și în acest caz, am înregistrat fenomenul de secetă excesivă, fenomenul de, de frângere a tulpinilor, pentru că în perioada 29-30 iulie am înregistrat niște vânturi puternice, două zile cu vânturi, care au determinat pagube la floarea soarelui care era în faza de maturare a semințelor. Tulpina era aproape uscată și acest vânt puternic a determinat frângerea tulpinilor. Practic, capitolele au căzut la sol. Am avut fenomene înregistrate și la solarii, am avut folia ruptă de pe solarii, și anumite clădiri care au fost afectate la acoperișuri din cauza acestui vânt puternic. Noi, stațiunea fiind o instituție publică, trebuie să ne supunem legislației în vigoare. Și de aceea noi apărem primii cu înștiințările de calamități și noi dăm startul la înștiințări pentru că suntem nevoi, suntem obligați. În același timp, poate că suntem cei care suntem responsabili de semnalarea acestor fenomene. Legat de floarea soarelui, pe ce suprafață ați cultivat anul acesta floarea soarelui și care este situația, cât la sută a fost afectată cultura? Uh, floarea soarelui a fost cultivată în cadrul unității pe o suprafață de 620 de hectare pe 3 UAT-uri, pe oate Dăbuleni amărăștii de jos și daneț. Gradul de afectare a fost uh, diferit în funcție de de UAT și de uh, parcelele, blocurile fizice pe care au fost amplasate. Aceasta a fost diferită în funcție de amplasarea perdelelor de protecție. Acolo unde a fost cultura mai aproape de perdelele de protecție, gradul de dăunare la vânt, vorbesc, a fost mai redus și în funcție de, de sol, adică cât solul este mai bogat în humus, are o capacitate mai mare de reținere a apei și. Uh, gradul de dăunare a fost mai mic, uh, procentele au fost uh, uh, stabilite de către comisie între 10 și 40% în funcție de fiecare uh, parcelă în parte. S-a mers pe teren și uh, fiecare parcelă a fost analizată și procentele au fost stabilite de la caz la caz, în funcție de sol, în funcție de fenofaza în care a fost planta În funcție de cum a fost amplasată. Ce cantitate de floarea soarelui sperați să produceți pe hectar și cât ați realizat? Uh, în medie, dacă le punem la oaltă, ele au fost diferite în funcție de localitate. În mod normal, am, ar fi trebuit să obținem uh, între 2500 și 3 tone de de floarea soarelui pe hectar, așa cum arăta cultura, eram sigur că vom avea minim 3 tone pe hectar și producția medie obținută a fost un pic sub 2 tone anul acesta. Punând la oaltă oateurile, per total a fost aproape de 2 tone, dar nu s-a 1700, 1800 de kilograme.